Dar cum facem să ia asta? Să ia fix. E bun? Mai mănâncă! Mănâncă! Dar nu ai dat cu spasă de dinți! Nu! Dăm strike, da? Care ajunge la prima la 5. Cu strike-ul. Hai cu bună! Dimineața! Iar ești răgușită, mă? Da, în fiecare zi, dar nu știu ce am, că tot țip seara pe live, nu știu ce, Doamne, iată-mă, dar nu cred că e de la asta, ia, altceva la vocea asta de să răgușită eu. Ce ai făcut cu gura? Ce ai zis, mă? Capul naibii să-ți fie de maimuță, numai la prostii stă când după ce că ai luat aseară maraton, mai și comentezi, tot eu am făcut cu gura, nu? Da. Ia spune-le la oameni ce ai făcut tu aseară. N-am făcut nimic, ce-am făcut eu. Ia spune-le. Dar n-am făcut nimic. Ia spune-le, mă, că n-ai făcut nimic. Dar tu ce faci acolo, ce te chinui să faci? Mă chinui să fac un din ăsta, un suport din ăsta pentru baie, să pun prosoapele, să pun tot ce am nevoie pentru el, ok? Ce frumos este? Dar încă nu l-am ansamblat pe tot. O, așteaptă că l-ansamblezi imediat. Vă zic că ai schimbat și perdelele, da, în cameră. Da, le-ai schimbat. Dar-s cam lungi. Da, știu că trebuie să-i zic numai să le dai, că n-am găsit mai scurt. Ia, ia, fii atentă. Ți-ai pus luminițe, da, pe pereți? Ia, fii atentă. Ce trebuie să mi le pun? Ia. Vai, ce mișto ia. E. Ia să vai, dar ce frumos e. Ce schimb culorile, vezi? Ia. Vai, ce tare! Da? Ce-i cu priza aia scos acolo? Nu, acolo trebuie să-mi instalez eu ori priză, ori trebuie să văd ce instalez acolo. Vai, dar ce frumos e locul ăsta, da! Nu? Leșit! Vă place, bă? Vă place că să mea? Stai, că încă n-am mai trebuie să mai vin așa. Așa. Și pe aici? Ia, așa, aici. Acolo. Și acolo în partea aia? Nu, acolo e altceva, acolo e altceva. Aici e unde e să fac eu romantic pentru mine și pentru... Pentru cine? Pentru mai cine? Pentru... Găsesc eu pentru cine! Găsesc, nu? Viitorul meu iubit. Viitorul tău iubit? Da, ia. Ia. Ia păi. Să-ți. Da, câte telecomenzi ai? Trei telecomenzi? Una. A, la toa... A, merge... merge cu una? Da. Ok. Una la toate, le-a prins la toate. Ah, ok. Credeam că trebuie să umbli cu toate trei. Și dau aici oar. Uite, vezi, e pe oar. Da, da, vreau să... Ia închide. Să vă se închide toate trei deodată? Da. Ia. Ce tare! Vezi? Aha. Uh-huh. A, e frumos? Rău de tot. Stai să vezi ce frumos o să fac! Stai, dar lasă așa, nu mai aprinde lumina, că încă le abia am început. Stai puțin, că abia am început. E bine începutul, stai să vezi ce frumos, ce cămin frumos o să fac eu aici. Și ce frumos o să fie aici, la mine, la căsuță. Dar de ce ți-ai pus perderile astea pe dos? Nu, nu spuse. Ba da, pe dos. Și asta la altă? Nu. Ba da. Nu e, asta e pe față. Asta e pe față. Ah, da, ok. Nu, asta e pe față. Asta am pus-o pe dos. Aha. Ei, lasă, merge bine. Merge bine, nu? Totul merge bine, da, mai am de pus astea. Ce mai ai de pus? Astea și după aia gata. După aia gata termin? După aia gata termin aici. Ceva necurat aici. Ce e necuratul? Nu știu ce e necurat, dar e ceva necurat aici. Ce? Alexandra, a? Am auzit că ne gătești astăzi. E adevărat? Nu. De ce? Că gătești tu. Ce gătesc eu? Eu doar îți arăt. Ce? Ceva nu e regulă aici. Păi uite-te și tu pe instrucțiuni, mă. Ceva nu iese bine. Mă, n-au să te uiți pe instrucțiuni? Ceva n-a ieșit bine. Ce n-a ieșit bine? Mai multe din astea. Ia, deci vine una, două. Ceva n-a ieșit bine, mă. Patru. Una, două, trei și pe a patra. Păi și unde sunt celelalte? Care celelalte? Păi celelalte care vin așa. Deasupra? Da. Păi uite. A, gata. A, tu ai pus picioare, mă. Gata, nu? Gata, am prins-o. Stai că îmi cade între ochi. Nu-ți cade. Am prins-o. Așa. Vezi, am prins-o, gata, uite, și vine asta așa. Sau invers. Invers. Asta așa. Uite, vezi? Așa. Și le așezăm frumos. Așa. Și? E gata, mai rămâne încă câteva. Ce câteva? Pentru ce câteva? Păi nu știu, ceva mai rămâne, ceva este, ceva mai rămâne în plus. Care îți rămâne? Pe mine ai patru, nu? Rămâne astea în plus. Ce îți rămâne în plus? Că nu înțeleg. Din astea! A, păi cred că... Rezervă, oare că da rezervă. Probabil. Nu? Nu știu. Stai că încă nu-i gata. Păi bata, e gata. L-ai ansamblat, trebuie să-i mai pui pânza aia sau ce trebuie să-i mai pui, cutiile alea. Care cutii? A, dar nu am luat cutii din asta. A, păi și ce-ai luat? În jur. A, ok.
ca să vină plus apele, știi? Așa. Așa și vine pânza. Uite, am trei pânze. Păi și cum le prinzi? Ele trebuia să le bagi între fiare, mă. Mai întâi băgă. Și acum trebuie să le desfac din nou. Da. Ai, bă, frate! Dar lasă pe aia de jos. Pune pe asta, pe asta și pe aia. Sau stai la toate patru? Ai patru? Da. A, ok. Hai, termina aici, fă-ți astea. Și după trebuie să faci de păpica. Da, de ce? Pentru că voi mai e și rândul tău. Ce, numai eu, numai eu, numai eu? Păi da. Mai faci și tu de mâncare. Ia zi, ce ne pregătești astăzi? Ceva, ceva ce n-ai mâncat niciodată în viața ta. N-am știi că niciodată? Eu când fac ceva, fac ceva bine. Fai n-ai bine? Mâncat niciodată în viața ta ce vreau eu să gătesc. Astăzi. Și dacă mănânc. Și dacă am mâncat. N-ai mâncat. Și dacă nu-mi place, de fapt. Bă, îți place, n-are cum să nu-ți place. Să nu-ți placă. Dacă îmi place. N-are cum să nu-mi place. Dacă n-are cum să nu-ți place. Dacă îmi place mie, sigur îți place și ție. Da, nu? Da. Dragilor, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Mai avem nevoie de 3500 de abonați și facem 100.000 de urmăritori. Și ne vine și nouă butonul ăla de argint. Da, nu? Da, abia aștept să ne vină. De așa, și acum am și din astea pentru prosoape la baie, pentru ce mai am nevoie. Da, bravo, mă, oricum mai ai o grămadă de cumpărat. Bă, ce, stai să vezi ce frumos fac eu aici, am locul ăsta la mine aici. Că acum nu mai trebuie să-l mai gen, să-l mai împart cu tine sau cu fata sau asta, e doar al meu. Fata are locul ei, nu, tu ai locul tău, fiecare are locul ei, știi? Fiecare cu păsărica mamei. Exact, și fiecare cu mușa șterne, așa doarme. Exact. Da, îți place cum mai vine cu noi. Da, Max, e bombă rău, da. Da. Mai ales noaptea când este întuneric afară, tu știi ce bombă se vadă? Știi? A few moments later. Noi am terminat aici, mergem să vedem și camera lui Titi, sunt curioase. Dar mai am o grămadă de haine de așezat. Cum adică? Nu am așezat pe toate. Cum adică? Păi mai am multe haine de așezat. Doamne, dar cât îți ia, hai mă să vedem ceea ce ai făcut tu. Cât îți ia, ferească-mă Dumnezeu. De ce ți-a atât de mult? Păi da, sunt bine, toate hainele le-am pus pe ea, să vă ziceam, pe... Așa? Pe umerașe, dar mai am de făcut... De călcat tricourile, ce mai am. Ce frumos miroase, mă, în cameră la Adriana, mă! Vezi? Ce frumos! Bine, trebuie să mai luăm. Auzi? Dar am o curiozitate. După maratonul de aseară, că ai venit la casă și ai dormit acasă, cam ce ai făcut tu aseară? E, tu știi ce am făcut noi aseară? Am jucat pe maraton. De ce e la maraton? Adică? Nu știi ce e la maraton? I-am dat la Adriana să alege, să alegem un kilometru. Mă. Ce mincinoasă ești. Da. Cum adică zici la maraton? Și-au fugit pe câmp? Da. Da. Nu, hai mă, zici. Nu, mă. Ce vrei să-mi vezi dressing? Da, hai să vedem și dressing. Păi ne vedem. Încă nu am gata. Bine, că dar nu-mi place becul din dressing-ul tău. Păi trebuie să-mi așez. Băi, e frumos și dressing-ul, Adriane. Abia aștept să-mi fac și eu dressing-ul meu. Uf, că abia aștept. Bun, ai povestit lui Edi cum e faza cu maratonul? Nu mai vreau. Nu-i mai povestit lui Edi, las că deci las că îți explic eu. Știi ce e la maraton, Edi? E ala care te ajută să ai mai multă inteligență în cap. Dacă vrei să iei, dacă vrei să iei bacul, să știi că poți să-ți iei un maraton și te ajută maxim la bac. Da? A, pastiluță, haide. Haide. Nu că m-a ajut și tu, nu că te singură. De ce te ajut eu? Cum adică de ce mă ajut? Dar doar că te singură. Eu nu te ajut pe tine de fiecare dată. Ba da. Te ajut de fiecare dată, hai. Facem un fel în următor. Eu mă uit la tine. Nu te uiți la mine. Fii atent de ce faci cu sper roșiile astea. Și mi le dai micuțe, 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 micuțe. Și între timp eu fac avocado. Pentru că am luat avocado, am luat pâine și o să facem niște, niște cremă de avocado cu bruschete. Și vă arăt și rețeta, că e foarte bună. Adriana nu știe din astea. Nu? Eu n-am învățat din astea. Tu n-ai învățat din astea. Hai! Plăcinta de ieri a lui mama a rămas aici. Uitați-o aici. Trebuie să vedem ce facem cu ea. Poate o luăm la apartament, dar nu știu, poate rămânem în seara asta aici. Tu ce faci acum? Îmi faci aia, nu? Bă, mă! Păi, ești proastă! Vorbește politicos. Dar sunt foarte politicoasă cu tine, sunt cea mai politicoasă. Nu mai vorbi politicos. Ia uite, frate, ce dupeu pe ea. Și cu ce vrei mai exact să te ajut eu? Să-mi faci... Ce? Să-mi tai roșiile, ți-am zis. Roșiile? Da. Nu vreau. Că eu fac avocado acum. Nu. Fac crema de avocado. Uite, poți să-mi dai lămâie. Dar ce drăguț de ei? Ia mă și gătește singură.
Dar nu eu trebuie să gătesc, că normal tu trebuia să-mi gătești. Facem asta. De ia ce uitați copie? Ce frumos e. Ui, 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 ui. Așa. De ce nu facem într-un inghenaș? Nu, că ajunge în asta, că nu fac multă. Că nu știu dacă mâncați. Și spală roșiile alea. Nu. Ești fost treabă singură. Nu fac singură, mă ajut. Dar ai zis că trebuie mixer din ala? Nu, că asta e moale și pot să fac așa. Nu trebuie mixer. Îți spun pâine la cuptor? Da, bagăm mai cuptorul în priză. Dar mai întâi trebuie făcută, că trebuie să fac bruschetele mai întâi. Trebuie să fac bruschetele. Deci bruschetele nu le pui pe pâine? De asta ți-am zis să speli roșiile alea și să le tai cu bulețe. Și le pun după cu... Nu prăjești pâinea mai întâi? Păi și pâinea îmi trebuie caldă, puse bruschetele pe pâine caldă. Nu știu, mă, ia și fă-ți la sigur. Aoleu, dă drumul la cuptorul ăla. Edi, tu mănânci avocado? Nu. Nu-ți place avocado? Păi uite cum arată. Și dacă arată ce? E cel mai bun, e cremă de avocado fac. Așa. Tai oțetul. Frumos, oțetul. Doamne. Lămâia. Așa. Și amestec frumos. Așa. Bun, eu am băgat asta. Pâinea la copt. Ia uitați, pâinea. Aici, ăsta se închid un pic cuptorul, că... Să vedeți voi ce bruschete frumoase fac. Să vedeți voi imediat ce bruschete frumoase fac. Îți place, Edi, cum arată? Ai mâncat din asta? Ia. Merge. E bună? E bună, vă malujrec. E bună, ia. Fii atent ce fac eu. Ia. Să vezi tu bruschete frumoase aici. Așa. Îți place cum ești asta? Arată bine. Arată bine, să vezi ce gust bună. Pune și niște Colgate? Pune și niște Colgate. Așa, ia așa. Să vezi ce bun iese. Hai să-i pune lui Didi Colgate în pat. Bă, haide, bă. Merge? Da, mă, fii atent. Fii atent ce faci. Ia. Ia niște pastă de-aia, pune deoparte. Și amestecă Colgate în ea. O bățică de pâine. Stai. Merge și acoperi. Așa, și acoperi cu rutină. Dar cum facem să ia asta? Să ia fix? Știu. Păi ia asta. Le dau eu, te aștept doar. Le dau eu. Să vezi ce fac. Și te duci direct cu aia în mână și zicea și gustul. Da. Așa că să văd. Așa. Stai, că o iau așa. Hai mâncăm, ia te-mă cu mine. Hai că vă arăt imediat cum arată restul. O iau așa și o dau lui Didi. Să vedem ce... ce... Că Didi se joacă, nu știu ce face de acolo. Mă, dar ce faci acolo? Ce? Uite, Didi, ți-am pregătit-o cu din asta, să-mi zici părerea ta. Te rog, să-mi zici părerea. Hai, mă, că miroase bine. E bun? E bun? Mai mănâncă! Mănâncă! Dar nu știu mănâncă. Mănâncă! Mănâncă! Vreau să mănânci pe toate. Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Mănâncă tu! Că mă buu! Că mă buu! Că mă buu! Te dumeiază, te dumeiază! Ce, ai pus pastă de zis? Nu te cred! Ce scârboasă ești! Ce te rogi? Tu vezi? Ia du-te mă, să vezi ce faci, Adriana.
pregătesc eu. Și tu, Edi, ia, uite, ți-ai dat una specială, Edi, ca să nu... Fără pastă. Fără pastă. Ia și mănâncă, să-mi zici părerea ta. Hai mă, că astea-s bune, rău. Mmm. Mie mi-e frică să mai mănânc. Mănâncă, mă, că da, e bun, e bun, e bun. Hai că deja. Da? E bun? Da, trebuia să le mânci cu niște geamă din aia care ți-a rămas în casulon. Da, trebuia. Ia și încearcă pasta, pasta de avocado. Nu vreau pasta. Ia, Edi, vrei? Vreau. Și tu ce vrei să faci cu jocul ăla? Hai! Tu ce vrei să faci cu jocul ăla? Ce vreau să fac jocul? Mm-hmm. Să ne ajutăm. Așa. Și care ajunge prima aici? Îi dă provocări celelalte. Așa. Așa ce? Ce provocare? Păi faci cum a făcut în trecut cu jocul ăla pe care l-a făcut. La sfârșit, care câștigă, zice provocare. Faci așa? Aha. Ha? Dar să nu te superi, fac ce-ți provocarea pe care ți-o dau. Și eu, și eu ți-o acceptat-o, cum ți-am acceptat-o și în trecut. Dar unde că n-ai făcut-o ca lumea? Dar nu contează, ți-am făcut-o. Dar n-ai făcut-o ca lumea? Dar nu contează, ți-am făcut-o. Bine, hai. Hai. Jucăm pe altă față cărție, care dă prima? Hai. Piatră, față, cărție și... Una. Piatră, față, cărție și... Două. Da. Pa. Deci trebuie să dăm strike, da? Care ajunge prima la 5. Cu strike. Dar nu-i corect, dar tu deja ai dat! Nu mă interesează, și tu erai antrenator în trecut? Nu mai dai acum. Nu! Dar de ce? Dar nu-mi joci corect, Adriana! Dar nu-i corect, dar tu deja ai dat! Nu zero. Dă-te! Hai! Da! Ha! Dar vezi, nu, dă-te mai încolo, că eu n-am dat de acolo! De la colț, de acolo dai! Hai deodată! E 1-1. E 1-1. Da, dar tu ajungi prima la 5. Dar nu se știe. Poate nu dau o dată strike. O dau 2-6. Greșește, O să fie 2-1? Greșește. A, te-a făcut să dă repede, Adriana. Nu-i corect. Trebuia să dai strike. Dar se dă repede. N-ai dat strike. Dar nu-i corect. Cât era 3-1? Nu, e 2-1. Cum adică 2-1? Păi tu ai de 2-1. Da? Da. Dar nu-i corect, dar tu te-ai antrenat, Adriana, te-a stat doar la bucătărie. 3-1, da? 3-2, da? Da. 3-2. Ha! 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 N-am dat-o pe asta. Hai, doamne. Acum e decisivă. Nu. Ba da, dacă ba dai da. 3, păi da, dacă dai. Da, dacă nu dai, a câștigat. Ha! Acum e decisivă. Care e decisivă? Păi ajungi de 4-4. Păi să ajungi la 5, stai ajungi de prima la 5 acum. Și acum ca să fie mai complicat. Dar nu-i corect. Auzi? Acum, ca să fie mai complicat, dați de la ușă, de la bucătărie. Hai! Nu! Ba da! Ba da! Ba da! Ba da! Ba da! Ba da! Nu! Ba da, hai! De aici? Da! Nu, din ușă! Din ușă! Da, da, nu mai, pe aici, ca să găsesc direcția! Cum adică? Vai de capul meu! Hai! Aaaa! Și acum, dacă a dat, ea a câștigat. A câștigat dacă a dat.
Nici măcar n-ai atins-o. Nici măcar n-ai atins-o. Că acum dacă ai dat, ai câștigat. Nu da. 4-4, da. Stai! Nu, ai dat la bucătărie, ai dat aici! Ai dat aici! Nu, încă o dată, că ai dat aici! Nu ai dat la bucătărie! Eu am dat-o mai nicură de acolo, de la scaun! Nu mă interesează! Mamă, câte figură are asta pe ea, mă! Mamă, câte figurantă ești! Frate, nimic nu-ți convine! După ce că pierzi la fiecare joc, nimic nu-ți convine, frate! Dacă îți mai dau o dată! Da, de aici, nu? Da. Păi ce faci, pui la jumătate? Păcat! Îmi ți-am zis că de acolo e mult mai dificil. Da. Nu, tu ai dat de aici. De aici. Ai dat. De aici se dă. Strec. Da. Mai gata, cum mă merg? Da, de ce? Renunț? Nu mă merg, da. Renunț? Faci provocare? Nu. Păi cum? Dacă renunți, faci provocare, să știi. Ți-am luat unul. Deci de aici, da? Da. Cas, mă, dar de ce l-ai căzut, mă, de ce l-ai căzut? Haide că e decisiv acum. Hai. Să te uiți că eu am dat corect. Nu ai dat nici. Ba nu este adevărat. Scrieți repede în comentarii cine normal trebuie să facă provocarea. Tu. Nu. Ba da, pentru că de ce ai dat? Ba aici. Nu. Ce-ți aici? Aici erai. Mă uit pe filmare și te mostrez. Scrieți repede în comentarii. Să scrieți și voi în comentarii. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne dați și nouă un like și să distribuiți cât mai mult acest vlog. Spune cine te rog ce provocare vrei. Ce provocare vreau? Da. Stai, dacă să mă gândesc, bine, că eu m-am gândit dinainte, dar stai puțin să o analizez ca lumea și mă gândesc dacă e bine cum trebuie. Stăteam și mă gândeam că am fost mai devreme la mașină și am luat sticla cu apă și am văzut mașina aia mizerabilă, știi? Și? Mă, vrei să spăl mașina? Bine, mă duc să spăl mașina. Nu, vreau să te spăl pe tine, merge la spălătorie și te spăl pe tine. Hai, mă, Adriana, că e frig afară, pe bune! Nu, mă, interesează să te spun pe tine. Haide, mă! Stai în mijloc, stai, te pui pe capotă, te pui cu curul pe capotă. Și gen ca și cum ai fi parte din mașină și te spăl cu spumă. Trebuie să accepti. Nu. Trebuie să accepti. Nu accept? Nu. Vrei să-ți dau de ales? Vrei să-ți dau de ales? Tare a doua, te urci în vârful stâlpului. Hai să-i ter! Nu merge. În vârful stâlpului. Azi ori te speli, ori muri. Două din una. Alege. Știi că asta mi-ai dat-o și tu, nu? Dar nu-i corect! Trebuie să accepti. Cum facem? Accepti? Bine, hai că accept. Bine, mergem acum, terminăm de strâns, să stăm aici. Mergem la spălătorie și Alexandru îți face provocarea să vede ce băiții fac eu acum. Nu? Nu! Bă, dacă te-am putut. Băi, eu tot cred că eu trebuia să câștig și trebuia să fie lăsat nu, așa. Nu, mai dat de aici. Fix unde este ei de acum, tu de aici ai dat. Bine! Bine? Lasă-mi noi după, da. Later. Ce faci, Alexandru? Ești pregătită? Lasă-mă în pace. Zi, mă, ești pregătită? Lasă-mă, nici nu vreau să te aud. Unde mergem? În Honolulu mergem. Mergem în Honolulu? Da. Nu mergem în Honolulu. Lasă-mă mergem în pace. La spălătorie să-ți facem piscină, băiță. Nu mă mai stresa. Facem băiță. Nu facem, facem pe mătă. Facem băiță. Facem pe mătă. Dar de ce ești supărată? Lasă-mă. Ești supărat că ai pierdut? Nu, pentru că eu trebuia să câștig. Ba nu. Că eu am fost corect, eu am dat corect. Nu este tu adevărat. Ai fost aia încăpățânată. Nu este adevărat, ba dovedește. Da. Dovedește. Cu filmările. Scrieți-mă în comentarii, nu eu trebuia să câștig? Uite-l și pe Eddie. Ce? Ce e Eddie? E supărată! Lasă-ți-mă pace. Așteptăm acum că trece trenul. Tu n-ai jucat corect. Eu da, am jucat corect. Dar de ce ai acceptat? Păi eu trebuia să câștig. Păi de ce ai acceptat? Tu, atunci intri tu acum. Nu? Dacă așa a fost vorba, așa rămâne. Nu mă interesează. Mi-am câștigat. Noi am ajuns la spălătorie. Alexandra a rămas în mașină, m-a trimis să iau jetoane. Și între timp vorbeam cu Edi și ne-am decis să o lăsăm pe Alexandra în mijlocul
pompei și să fugim. Nu, Edi? Merge. Merge? Merge. Dar știi cum facem? O filmezi din mașină, tu stai în mașină, eu stăm mă urc la volan și am și fugit. Și am și plecat, hai. Și am și plecat. Hai să ajut doare. Hai! Nu e o pregătită? Nu. La care era de spumă? Vezi, poate dai cu apă. Ăsta e. Și dai pe spumă. Apasă acolo pe ecran. E pe ecran! Azi, am și poate. I-am făcut-o, bă, i-am făcut-o, uite-te la camera. I-am făcut-o, deci nu cred. Ia uitați-o ce mi l-a arătat, mă! Mă, ia să știm de ce ziua. Te-ai uscat, mă? Te-ai uscat, mă? Ce-ai cu faza asta urâtă? Te-ai uscat, mă? Am uscat, uite ce ai pus-o la loc? Ce să pun, n-am pus nimic la loc. N-ai pus la loc? Nu! De ce? Dă drumul la mașină. Nu! Dă drumul la mașină. Bă, dar tu ești în Peter, uite pe mine, mă. Ce e pe tine? Hai, mă, Adriana, uite-te un pic. Nu e nimic pe tine. Vai de capul meu. Vai de capul tău. Ce dă drumul la căldură, că mi-e fric și îngheț. Hai că închid geamurile. Ești ok acum? Nu! A băgat-o cineva? Nu! Unde e? Nu știu. Aici? Nu! Uite că a băgat-o cineva, mă. Da, unde era? Nu știu, nu mă interesează. Noi am fost și l-am lăsat pe Edi și acum vreau să-mi spun Alexandra cum este, taci, cum se simte. Măcar taci. Care a fost faza de mai lăsat acolo? Păi a fost mult mai fain așa. Nu, nu a fost fain, nici am înghețat de frig. Tu știi înghețat de frig. După ce că eu ți-am făcut, că normal tu trebuia să faci provocarea asta, m-ai lăsat și acolo. Ba nu, tu trebuia să faci. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ei, stăm să ne contrazicem așa până mâine dimineață. Păi, uite-te la videoclipuri, nebina mea că n-ai avut timp să te uiți la videoclipuri. Păi, dar trebuie să facem provocarea. Da. Dacă tu, să vezi tu. Dacă tu ai acceptat, ai acceptat. Da, scai să vezi tu, stai liniștită. Trebuia să mai dăm încă o dată atunci. Mă răzbun pe tine, stai liniștită. Te răzbun, nu? Da. Ce crezi că rămâne așa? Rămâne așa. Mi-asum, măcar m-am simțit și eu bine astăzi, după tot ce mi-ai făcut. Da? După bine. toate farsele pe care mi le-ai făcut, mă simt și eu bine într-o zi. Bine, Adriana. Ți-am făcut-o și eu. Bine, Adriana. Bine, Alexandra. Cam atât pe ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați și nouă părerea în comentarii, să ne dați și nouă un like, bineînțeles, dacă v-a plăcut acest vlog și să distribuiți mai departe pentru că ne-ar ajuta extrem de mult. Pa, pe data viitoare, vă pup. Pe data viitoare, vă pupăcim. Pa!